ascultat mărturia fratelui Paul, șeful meu, și mă gândeam ce bun este Dumnezeu cu viața noastră. Eu sunt tare fericit în seara asta că pot să am un șef schimbat de Dumnezeu, pocăit. Și am un Dumnezeu care schimbă oamenii, indiferent unde se găsesc, indiferent în ce stare au trăit, Dumnezeul pe care îl slujesc e Dumnezeul care atinge și schimbă viețile. Amin. E Dumnezeul care motivează și schimbă națiunile. E Dumnezeul care vine în biserici, precum a făcut-o și în seara aceasta, să vină aproape de sufletul meu și de sufletul tău, din nou să-ți aducă zidire și mângâiere. Fie dar în această seară să-L simți pe Creatorul aici la închinare, slăvit și mărit să fie numele. Amin. De ceva vreme am început să-mi fac o analiză serioasă în propria mea viață. Nu e așa că de multe ori ne uităm tot peste gardul altora, la viața lor, la propriile lor realizări și ne tot întrebăm, uite, Domnule, zicem, ce se mai întâmplă și în viața altora? Mi-am luat o pauză și m-am uitat în propria mea viață, fiindcă așa e normal, și mi-am făcut o analiză serioasă, în special a propriei mele inimi. Și analizându-mi viața și inima, am constatat ceva regretabil. Dar nu mi-e rușine să spun în seara aceasta, în prezența dumneavoastră care sunteți la închinare. Sunt momente în viața mea, m-am dus pe firul trecut al existenței și am văzut situații în care inima mea nu a aparținut în întregime lui Dumnezeu. Uite că te uiți la anumite situații din viață și ai impresia că îl iubește pe Domnul și îți este foarte drag și îl îmbrățișezi pe Creatorul și nu mai poți după Domnul. Și ai momente în propria viață de eșecuri, de faliment în care te uiți în trecutul tău și realizezi ceva. Că sunt doar frânturi în ce privește urmarea Creatorului uneori, adică inima e împărțită. Ați auzit cuvântul din această seară? Avem în fața noastră un personaj pe nume Amaț. Omul acesta avea fapte de viteșie, realizări în viață. Interesant că faptele lui, unele dintre ele erau bune, dar problema pe care avea omul acesta, în definitiv, era problema următoare. Nu i-a dat toată inima lui Dumnezeu. Vai, fraților, că asta e problema noastră uneori. Inima noastră nu aparține în totalitate Domnului. Vreau să spun ceva în această seară pentru tot auditoriul din sala aceasta, din locașul de închinare al lui Dumnezeu. Știați că Dumnezeul nostru garantează sprijin pentru omul care i-a dat toată inima lui? Va veni o zi în care necazul va fi în propria ta casă. Ascultă-mă bine, prieteni, în această seară. O zi când vei avea nevoie de Dumnezeu, de mâna Lui, de ajutor, în dimineața sau în seara acelei zile, nu contează în ce lună va fi și unde vei fi, pe continentul acesta sau vei fi pe alt continent. Important e că vei avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Am să te întreb ceva în această seară. Cine îți garantează că Dumnezeu își va întinde mâna să te ajute, dacă inima ta n-aparține în întregime lui Dumnezeu? Ascultă-mă bine ce citesc în această seară din Biblie, tot din cartea aceasta a doua cronicilor, capitolul 16, versetul 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe cine? Pe aceea căror inimă este întreagă a lui. Și a zis Domnului Asa, ai lucrat ca un nebun. De ce? Nu i-ai mai dat inima în întregime lui Dumnezeu. Avem garanția că Dumnezeu intervine, ne ajută, ne sprijinește, este cu noi când inima noastră aparține în totalitate lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva în această seară. Știai că așa cum ne este inima, așa ne sunt cuvintele? Ascultă-mă bine în această seară. Cum e inima ta și inima mea, Scriptura în care noi citim ne spune nouă, așa ne sunt vorbele pe care le rostim. Și ce spune Domnul Matei în capitolul 12, pe la versetul 35? Din visteria bună a inimii ies lucruri, dar din visteria rea a inimii ce pot să iasă?
Și acolo continuă textul, într-o zi vom da socoteală de orice cuvânt, e în contextul pasajului nefolositor care ne iasă din gură. Adică sublinează Domnul în acel cuvânt scriptural următor adevăr, să avem grijă, cuvintele sunt precum ne iasă inima noastră. Dacă inima e murdară, dacă inima nu e în voia lui Dumnezeu, cuvintele nu pot să fie potrivite, sunt cu totul de altă natură. Și ce spune Biblia despre inimă? Cele mai mari compromisuri în istorie, în vreme, indiferent în ce viața oamenilor s-a datorat, știți cui? Unor inimi netransformați. A zis Domnul la un moment dat în Marcu, în capitolul 7, era o confruntare cu farisei acolo și zice Domnul, dinăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, furtișagurile, curviile, necurățiile, lăcomiile, chiar și nebunia, zice, iasă dinăuntru, din inima oamenilor. Adică vrea să ne declare Domnul, prin cuvântul Scripturii, ceva important în această seară. Cele mai mari compromisuri ale istoriei în viețile oamenilor se datorează unor inimi netransformate. E important cum e inima ta și inima mea. Știți de ce? Preocuparea majoră a lui Dumnezeu am găsit în Biblie. În ce privește viața oamenilor, viața mea și viața dumitale, nu este alta decât inima omului. La un moment dat Samuel a vrut să ungă și el pe cineva de împărat și a trecut pe acolo Eliab și zice, ăsta e unsul Domnului, pe omul ăsta trebuie că arată bine, zice, trebuie să-l ungem de împărat. Și zice, nu, Dumnezeu nu se uită la înfățișare, la ceea ce izbește ochii, cum ne uităm noi oamenii, Dumnezeu se uită la inimă. Dacă vreți ceva în această seară, stimați frați, surori, tineri, oameni mai în vârstă, care ați venit în locașul de închinare să auziți Evanghelia, interesul major al lui Dumnezeu e pentru inima noastră. Asta îl preocupă pe Dumnezeu, să avem inima câștigată pentru cer, pentru împărăția Lui. O, Doamne, sensibilizează-ne să înțelegem în seara asta cât de importantă și prețioasă e inima noastră. Eu o să spun ceva în această seară. Lucrul la care trebuie să fii cel mai atent în viață, de dimineața până seara, 24 de ore în fiecare zi, în fiecare săptămână și în fiecare an, lucrul căruia se acorzi importanță maximă, știi care este? Inima ta. I-a zis înțeleptul în Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult ca? De ce? Din ea ies izvoarele vieții, adică acordă importanță maximă propriei tale inimi, dacă vrei să trăiești ca un om așa cum cere Dumnezeu. Ascultă-mă bine, prietene, în această seară. Dumnezeu dă o valoare mare pentru inima omului. Pe Dumnezeu îl preocupă în fiecare zi ce se întâmplă în interiorul propriei noastre vieți și e interesat Domnul de inima noastră. Aș pune o întrebare în această seară. Oare cum este inima ta? Chiar nu te interesează în seara aceasta? Oare cum e inima noastră? Aparține inima noastră în întregime lui Dumnezeu? Nu sunt și în viața noastră momente în care noi am dat lui Dumnezeu toată inima noastră și ne ducem pe cursul istoriei a vieții noastre și vedem falimente, vedem probleme în propria noastră viață și ne pare rău în seara asta. Dumnezeu e interesat de propria noastră inimă. Aparține oare inima lui Dumnezeu în întregime? Sunt lucruri care stulbură viața, casa și inima și fac ca inima ta să nu mai aparțină în întregime lui Dumnezeu. Aș vrea să pun o întrebare în această seară. Amați a fost omul care nu i-a dat toată inima lui Dumnezeu. Și ăsta e titlul predicii din această seară. Omul care nu-i dă toată inima lui Dumnezeu. Ce pericole ne pas pe noi oamenii atunci când inima noastră nu aparține în întregime lui Dumnezeu? Sunt câteva pericole. Cuvântul care l-am citit în această seară consemnează pericolele acestea și eu aș vrea să vă previn pe toți în seara asta. Nu cumva aceste pericole să se găsească în propria noastră viață și apoi în casele în care locuim și apoi în bisericile în care ne închinăm și pericolele acestea să vină peste viața noastră. Ce pericole ne pasc când inima noastră nu aparține în întregime lui Dumnezeu? Primul lucru, pericolul de a face ceea ce trebuie cu inima împărțită. Ați auzit lucrul acesta vreodată? Să faci ce trebuie. Ce trebuie înseamnă ce este bine. Dar cum? Cu inima împărțită.
Auziți ce spune cuvântul? El, omul acesta care a domnit destul de mult la Ierusalim, a făcut ce este bine, versetul 2, înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era dată în întregime, întru totul lui Dumnezeu. Ce ziceți? E mulțumit Dumnezeu de astfel de oameni care fac ce este bine, dar nu-i dau toată inima lui Dumnezeu? E mulțumit Dumnezeu de astfel de oameni? Amați a fost omul care a făcut ce trebuie, a realizat multe lucruri, dar inima lui n-aparținea în întregime lui Dumnezeu. Când m-am uitat la viața mea și am văzut anumite elemente din viață și am văzut că inima nu aparținea în anumite momente în totalitate lui Dumnezeu, m-am întors cu fața spre Domnul și am zis: Doamne, chemarea Ta pentru viața mea e să-ți dau inima în întregime, ajută-mă! Vreau să întreb ceva în această seară: ce se întâmplă când inima noastră este împărțit? Nu vrei să aflați lucrul acesta? Eu mi-am făcut analiză și am găsit în Biblie câteva adevăruri când omul își împarte inima. Primul dintre ele: atunci când inima cuiva este împărțită, inima lui nu este curată și relația lui cu Domnul este una distantă. Distantă. Auziți ce spune Apostolul Iacov? În capitolul 4 citim din Biblie în această seară, versetul 8. Apropiați-vă, zice el unor oameni, de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Știți ce spune autorul aici în cuvântul acesta? V-ați împărțit inima, ea este murdară, nu mai e curată, de aceea trebuie curățită și pe fondul curățirii trebuie să vă apropiați de Domnul și El se va apropia de voi. Adică relația voastră cu Mântuitorul, cu Domnul, a început să fie una distantă și în inimă să existe lucruri care murdăresc propria viață și inimă. Prietene, ascultă-mă bine în această seară. Relația cu Domnul e una distantă, iubit ascultător, și inima ta va fi murdară în momentul în care o împarți și nu mai aparține în întregime lui Dumnezeu. Acum întreb ceva în această seară: are Dumnezeu nevoie de inimi murdare și de relații distante cu El? Știți cum l-a urmat Petru la un moment dat pe Domnul, ne spune Scriptura? De la distanță. Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeu are nevoie de oameni care să-L urmeze în fiecare zi de aproape. Apoi, ce se întâmplă atunci când inima noastră este împărțită? Al doilea adevăr biblic. Atunci când inima este împărțită, riscăm să facem lucrarea lui Dumnezeu numai de pe buze. Să cântăm de pe buze, să predicăm de pe buze, să recităm de pe buze, să spunem anumite cuvinte unor frați doar de pe buze, să facem lucrarea lui Dumnezeu doar la nivelul acesta al cuvintelor. Auziți ce spune Domnul Matei în capitolul 15? Are Domnul o conversație cu niște farisei aici și avem un cuvânt interesant pentru noi în această seară. Versetul 7. Fățarnicilor, adică ipocriților, li se adresează Domnul direct acestor oameni. Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine. Nu zice că stă departe, dar auziți, se apropie, zice, de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Deajaba mă cinstesc ei. Ce zici dacă spune Dumnezeu într-o zi, în dreptul fiecărei lucrări pe care o faci, degeaba ai făcut-o? Știi de ce? Pentru că inima ta era departe de mine, ți-ai împărțit-o de mult și ai făcut lucrarea numai de pe buz. Ascultă-mă bine în această seară. Oamenii de felul acesta fac lucrarea lui Dumnezeu numai de pe buze, când inima e distantă și împărțită. Ce se întâmplă apoi când inima noastră este împărțită? Ascultați-mă bine în seara aceasta. Riscăm să jucăm teatru în prezența lui Dumnezeu. Vai ce groaznic e lucrul acesta. În prezența lui Dumnezeu, chiar la închinare, în locașul Lui, riscăm să jucăm teatru, să pozăm altceva și să fim cu totul altceva. Vă aduceți aminte de națiunea Israel? Chivotul lui Dumnezeu era de vreme multă în Kiriat Iarim, în Samuel capitolul 7, prima carte a lui Samuel, și a început Israelul să plângă după Domnul în prezența chivotului. Chivotul simboliza pentru ei prezența lui Dumnezeu. Un israelit, când se uita la chivot, zicea că el simbolizează prezența Sfântului Dumnezeu. Și au început să plângă. Și intervine omul lui Dumnezeu, Samuel, și spune: mă, oameni buni, în inima voastră există Baal și Astarte,
Dacă voi nu-i dați afară și nu vă îndreptați inima către Domnul și slujiți numai Lui, voi nu o să scăpați de filisteni și aveți o problemă gravă în propria viață. Adică nu observați că voi jucați teatru în prezența lui Dumnezeu. Ați început să plângeți în prezența chivotului, dar n-ați rezolvat problemele inimii. Există gunoaie în viața voastră. Există idoli, Dumnezei străini, la care le acordați importanță. Mai întâi, zice Dumnezeu, scoateți-i afară. Și apoi îndreptați-vă inima pe vertical către Domnul și în sensul acesta slujiți numai Lui. Marele pericol când ne împărțim inima este acesta, să jucăm teatru în prezența lui Dumnezeu. Să părem ceva și în fond să nu fim nimic. Vreau să fac o aplicație în această seară. Ce pericole ne pas pe noi atunci când facem lucrarea lui Dumnezeu cu inima împărțită? Auziți bine seara asta. Să fac lucrarea lui Dumnezeu și inima mea să nu fie curată. Să fac lucrarea lui Dumnezeu și relația mea cu Domnul să fie una distantă. Să fac lucrarea lui Dumnezeu numai de pe buze. Și în final, țineți minte în această seară, să jucăm teatru în prezența lui Dumnezeu, să părem oameni sinceri, oameni de treabă, dar să nu fim în definitiv. Întreb în această seară, se bucură Dumnezeu de o asemenea lucrare? Știți care e primul pericol? Atunci când nu avem toată inima dată lui Dumnezeu, ascultați-mă din nou bine în această seară. Să faci ce trebuie, dar cu inima împărțit. În al doilea rând în această seară, ce se întâmplă sau ce pericole ne pas dacă inima noastră nu aparține în întregime lui Dumnezeu? Lucrul al doilea consemnat în textul nostru din această seară este următorul. Pericolul asocierii cu oameni nepotriviți pentru a ne rezolva problemele. Unii oameni au probleme în propria viață, vor să și le rezolve, că nimeni nu vrea să rămână cu propriile probleme pe care le are. Și atunci caută toate soluțiile să-și rezolve problemele pe care le au și apelează la tot felul de oameni. Nu iau în calcul anumite lucruri deosebit de importante. Și pericolul acesta l-a păscut și a avut loc și în viața lui Amația, acest împărat, asocierea cu oameni nepotriviți. Auziți dumneavoastră ce spune versetul 6, a mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteși cu 100 de talanți de argint. Să știți că ăștia valorau extrem de mult. Și zice versetul următor, un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, împărate, să nu meargă cu tine oasea lui Israel, că Domnul nu este cu Israel. Domnul nu-i cu oamenii aceștia. Și atunci degeaba te-ai tocmit tu, degeaba ai scos argintul acela din buzunar, degeaba ai făcut tu investiții, că Domnul nu-i cu oamenii aceștia. Asocierea cu ei este nepotrivită. Știi de ce? Amația, tu ai o problemă și nu ți-ai dat seama. Inima ta nu aparține în întregime lui Dumnezeu. Și vreau să întreb în această seară, ce riscuri există când mă asociez cu oameni nepotriviți? Eu vreau să aflu și Dumnezeu vreau să-ți vorbească și ție în această seară, oricare ai fi în locul acesta. Există câteva riscuri majore când ne asociem cu oameni nepotriviți pentru a ne ajuta și a ne rezolva propriile probleme. Primul risc, riscul de a te implica într-o lucrare cu oameni cu care nu există Dumnezeu. Ați auzit ce am citit din Biblie în această seară? Zice omului Dumnezeu către Amația, împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel. Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți fiii lui Efraim, să nu meargă. Adică tu poți să mergi la luptă cu ei, că Domnul la urma urmei nu te obligă să nu mergi. Dar dacă te duci la luptă, ține minte ceva, te-a asociat cu oameni cu care nu este Dumnezeu. Nu vedeți că riscul acesta ne paște și pe noi de multe ori? Să ne asociem cu oameni cu care nu umblă Dumnezeu, în casele cărora nu este Domnul și este cu totul altceva. Am să spun ceva tare, concret în această seară. Acolo unde există un amestec între bine și rău, Dumnezeul nostru sfânt nu se amestecă. Aș vrea să repet afirmația asta. Unde există un amestec între bine și rău, Dumnezeul nostru nu se amestecă. Fiindcă El este sfințenie absolută și nu poate să se amestece cu întunericul și cu altceva. Dumnezeu cere pentru noi la fel sfințenie. Amin.
Nu există pericol mai mare decât să pui împreună lumina în această seară întuneric afară. Cum ar fi aici să fie și întuneric combinat cu lumină? Nu există risc mai mare pentru noi decât acesta. Să pui minciuna împreună cu adevărul. Astăzi trăiesc în adevăr și mâine mai rostesc câte o minciună, că se mai poate și așa, și așa îmi rezolv problemele. Mă mai ajută altul cu o minciună și uite, clădesc una peste alta. Nu există pericol mai mare decât acesta. Să pui împreună dragostea cu ura. Astăzi îl iubesc pe fratele de numai și peste două săptămâni lasă că mi-a făcut și el ceva și îl taxez. Mi-aduc aminte într-o seară la o evanghelizare într-o biserică, s-a dus un frate, a slujit și a fost invitat acasă într-o familie și la masă s-a pus de mâncare și apoi a venit felul acesta cu prăjitura, s-a pus prăjitura și soțul acelei soții zice: ai făcut cam arsă prăjitura asta, cum de ai reușit-o așa de prost? La care soția nici nu s-a răbdat, zice: lasă că și tu ai pus faianță în urmă cu două săptămâni în baie și a căzut. Vedeți? Noi oamenii suntem în felul acesta, încercăm să combinăm lucrurile. Câteodată iubire de numai și apoi există ură, nici măcar nu pot să dau mâna cu fratele sau cu sora și să zic: Domnul să te binecuvintez. Să pui împreună sfințenia cu păcatul, cu rebeliunea. Nu există așa ceva. Oamenii cu care te asociezi, ține minte în această seară, sunt oamenii care te apropie cel mai mult de Dumnezeu sau te pot depărta și mai mult de Dumnezeu. Știți ce ne influențează pe noi de multe ori? Anturajul nostru, mediul în care existăm, depărtarea de Dumnezeu, într-o oarecare măsură, e consecința prietenilor, anturajului nepotrivit. Ei ne depărtează de Dumnezeu. Sunt și prieteni adevărați, oameni al lui Dumnezeu, care te pot apropia de Dumnezeu. Știi ce spune vorba din popor? Spune-mi cu cine te împrietenezi sau te asociezi ca să spun cine. De ce? Prietenii seamănă între ei. Credeți că Amnon n-a semănat cu Ionadab, zice că era un prieten și ret, și când a văzut pe ăsta schimbat la față, zice: bă, ce-i cu tine? Ăsta era îndrăgostit de numai de Tamar și a început să explice lui cum stă situația. Zice: mi-am dat seama că ceva există în viața ta, dar Ionadab era un om foarte șiret și credeți că Amnon nu semăna cu el, că de aceea i-a ascultat sfatul și mai târziu s-a compromis. Prietenii seamănă între ei, rostesc aceleași cuvinte, se duc în aceleași locuri, le cam place aceleași lucruri și uite așa se leagă lucrurile între ele și probabil de multe ori cele nepotrivite. Spun ceva în această seară. Ce zici dacă Dumnezeu nu e cu oamenii cu care te asociezi? Nu s-ar putea să ajungi și tu cândva să nu mai fie Dumnezeu cu tine? Acesta e un mare risc. Ai mare grijă cu cine te asociezi, cine te influențează. Oamenii apropiați ție au un deznodământ mare în viața ta. S-ar putea să te influențeze negativ și riscul e următorul: să te implici într-o lucrare cu astfel de oameni cu care nu umblă Dumnezeu. Și poți să vii pe banca bisericii, să asiști la toate programele de dimineața până seara, dacă Dumnezeu nu-i cu oamenii aceia și te-a implicat în lucrări nepotrivite, nu mai umblă Dumnezeu nici cu tine și atunci nu-l mai simți. Nu-i mirare mare că venim la seri de părtășie și unii se bucură de Domnul și îl simt, au lacrimi pe ochii lor și alții se duc acasă și zic: nu l-am simțit pe Domnul, păi cum să-l simți? Că Domnul poate de mult nu-i mai în propria ta viață și casă. Și atenționarea lui în această seară pentru tine. Aș vrea să spun apoi ce riscuri există atunci când mă asociez cu oameni nepotriviți. Riscul de a avea faliment 100% în lucrarea pe care vreau să o fac. Auziți ce spune versetul 8 din cuvânt? Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Și zice aici că și Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Deznodământul e de 100%. Când te asociezi cu oameni compromiși, ne la locul lor, deznodământul e acesta. Eșec total, 100% în lucrarea ta. Știi de ce? Poți să intervină și Dumnezeu la un moment dat și să te facă să eșuezi. Așa spune aici, are autoritate Dumnezeu să decidă lucrul acesta. Marea problemă nu că ajungi în faliment la un moment dat,
cu unele falimenturi, mai apoi înveți din ele și te ridică. Marele deznodământ ciudat pentru noi e următorul, că falimentele aduc dezamăgire în propria noastră viață. Și apoi vii la închinare, cum să cânți dezamăgit? Cum să te rogi, că parcă nu-ți adun gândurile, cuvintele? Cum să spui Domnului cât de măreț e și problemele pe care le ai, fiindcă inima ți este frântă, dezamăgit de ceea ce se întâmplă în viață, de eșecuri? Dar nu ți-ai dat seama niciodată că eșecul poate fi consecința faptului asocierii cu oameni nepotriviți. Ține minte asta în această seară. Falimentul e de 100% când te asociezi cu oameni nepotriviți, mai devreme sau mai târziu, poate interveni mâna suverană a lui Dumnezeu. Și ascultă-mă bine în seara asta. Știai că eșecurile conduc adesea la frustrare, rușine, depresie, nu mai ai chef să mănânci, de nicio activitate, notele la școală scad, nu mai înveți la fel de bine, la biserică vii mai târziu, te pui seara în pat, să adori și nu poți, depresia e peste viața ta, fiindcă eșec după eșec adună depresie, te consumă lucrul acesta, apoi ai sentimente de vinovăție, de neputință, eu să mă mai duc să activez, să mai fac ceva, nu se mai poate. Și dai înapoi și eșecurile vin și mai multe. Durerea produce răni în inima ta. Și devii peste noapte, dintr-o dată, un om rănit în inimă și există aici un pericol mare. În majoritatea cazurilor, un eșec îți taie elanul în slujire. Îți taie elan. Am întâlnit tineri și nu numai, oameni plini de râvnă, de elan pentru Domnul. Mergeau dintr-o localitate în alta, în misiune, și la un moment dat, eșec peste eșec, le-a tăiat elanul. Ei n-au fost atenți la propria viață și elanul acesta s-a redus în lucrarea pe care o făceau. Și dați-mi voie să spun ceva în această seară. S-au izolat în propriile bănci, au fost invitați la anvoane să slujească și lasă-mă frate, mă doare capul sau nu știu ce mă doare. Dar nu-l durea nici capul, nu mai avea chef de slujire, să vină și să activeze pentru Domnul, s-ar fi ascuns oriunde în biserică, numai să nu mai facă ceva pentru Dumnezeu. Știți de ce? Elanul scade pe seama eșecurilor și multe din eșecuri se datorează asocierilor nepotrivite. Marea problemă e aceasta, că ne izolăm și zicem, nu mai suntem buni de nimic. Păi normal că dacă avem eșec după eșec și multe dintre ele datorită vinovăției proprii, normal că astea apasă conștiința și viața noastră și zicem, nu mai suntem buni de nimic și vrednici să facem ceva pentru Domn. Și e adevăr lucrul acesta în viața noastră. Ține minte ceva, eșecurile aduc nefericire și aduc ineficiență în slujire. Și dacă eșecul e datorat asocierii nepotrivite, în seara aceasta gândește-te cu ce oameni nepotriviți s-a asociat viața și Dumnezeu ți-a tăiat calea și în seara asta e aici ca să-ți comunice mesajul Lui. Apoi, ce pericole ne pasc sau ce riscuri există când ne asociem cu oameni nepotriviți? Riscul de a trece chiar peste cuvântul lui Dumnezeu. Auziți bine în această seară. Riscul de a trece chiar peste cuvântul dat al lui Dumnezeu. Auziți ce spune versetul 8? Dacă mergi cu ei. Există termenul acesta, dacă, care ne face pe noi să înțelegem în această seară că Amația putea să treacă peste cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te face să cazi. Adică există riscul în viața ta să treci peste ce a zis Dumnezeu prin omul său. Amația a fost la un pas de a trece peste cuvântul acesta lui Dumnezeu, numai că a intervenit Dumnezeu, i-a vorbit direct prin omul lui și omul acesta pe moment a luat măsuri în propria viață. Vreau să spun ceva, Amația făcuse deja anumite înțelegeri care presupuneau o anumită alianță, versetul 6, a tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteși, număr mare, și le-a dat talanți de arginți în număr destul de mare. Spun altceva în această seară, Amația a făcut deja anumite investiții de care v-am amintit din cuvântul acesta, presupuneau anumite costuri. Cum să dai acum înapoi, nu din investițiile acestea, că ai fi un om în faliment, ai zice dumneata. Dar auziți ce spune Biblia, Domnul poate să-ți dea mai mult decât atât, mai mult decât arginții și talanții pe care ai investit tu, Dumnezeu poate, omule, dacă te oprești și renunți la compromis. Știe Dumnezeu cum să folosească circumstanțe și să te binecuvintezi. Există riscul acesta. Riscăm să ținem mai mult la înțelegerile cu oamenii, cu anumiți oameni, decât la cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine în această seară. Niciodată
Dar niciodată să nu treci cumva peste cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent ce pierzi în lumea asta, tot ești mai câștigat dacă rămâi la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, în definitiv, binecuvântarea atârnă de Dumnezeu. Ce poruncește Dumnezeu, să știi că ia ființă și spune un cuvânt al Bibliei, ce binecuvintează Dumnezeu, e binecuvântat. Vrei într-o zi să se întoarcă Dumnezeu împotriva ta, fiindcă i-ai călcat cuvântul în picioare și n-ai ascultat de porunca Lui? Au fost oameni în Biblie care n-au ascultat de porunca lui Dumnezeu. De exemplu, Acan l-a așteptat valea lui Acor când oamenii au dat cu pietre în el și apoi au dat foc. Omul acesta a călcat porunca lui Dumnezeu. Așa a pățit și Abinadab și Abihu. Un cuvânt aș vrea să citesc în seara aceasta din Levitic. Auziți ce spune cuvântul Domnului despre fiul lui Aron, Nadab și Abihu. Și-au luat fiecare cădelniță, a pus foc în ea și a pus tămâie pe foc și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care nu-l poruncise Dumnezeu. Și auziți, aici atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Pentru că oamenii ăștia și-au permis să facă ce n-a poruncit Dumnezeu. E un mare risc să treci peste cuvântul lui Dumnezeu. Nu există risc mai mare decât să sacrifici cuvântul lui Dumnezeu în folosul altor lucruri și activități din propria viață. În al treilea rând, în această seară, ce pericol ne paște? Atunci când inima noastră n-aparține în întregime lui Dumnezeu. Există un al treilea pericol și anume pericolul înlocuirii treptatea lui Dumnezeu cu altceva. Știi ce a făcut Amația în final? A început încetul cu încetul să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu altceva. Auziți ce spune versetul 14? Dacă la începutul capitolului zice, el a făcut ce este bine, dar nu cu toată inima dată Domnului. O parte din inima lui aparținea lui Dumnezeu, să zicem, nu? Că așa declară cuvântul. În finalul textului zice, când s-a întors Amația de la înfrângerea edomiților, a adus pe Dumnezeii fiilor lui Seir, versetul 14, și a pus Dumnezei pentru el, s-a închinat înaintea lor și a adus tămâie. Atunci Domnul s-a aprins de mânie. Observați, omul acesta, treptat, a început să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu altceva. Știți de ce? Totul a pornit de aici, inima lui. Nu mai aparținea în întregime lui Dumnezeu. Oare ce e un Dumnezeu străin? Ce e un idol? Un Dumnezeu străin e tot una cu un idol în Scriptură. Adică ceva ce ia locul lui Dumnezeu. Dumnezeu devine automat pe locul 2, 3, 4 și indiferent ce loc. Nu mai e Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Vreau să te întreb ceva în această seară. Știai că internetul, ascultă-mă bine, poate să fie un Dumnezeu străin? Dar puțin te răscolești prin inimă în seara asta, că zici, sunt firme, nu trebuie să uzăm de el. Vreau să spun ceva, nu spune nimeni să nu deschizi calculatorul, să nu accesezi internetul. Companiile din ziua de astăzi funcționează în sistem în felul acesta. Nu știu ce s-ar întâmpla, deși e criză, să nu se mai acceseze internetul cu firmele din ziua de astăzi. Și trebuie accesat. Dar dăm voie să spun ceva în această seară. El devine Dumnezeu străin când, în loc să folosești internetul, te lași folosit de internet. Și atunci vorba Scripturii, așa parafrazată în felul următor, folosește internetul, nu te lăsa folosit de el. Când te lași folosit de el și știi la ce mă refer, e idol și Dumnezeu străin. Dar te întreb altceva în această seară, banii pot să devină idol sau Dumnezeu străin? Omul ăsta și-a adus din Dumnezei fiilor lui Seir. Nu știu cum arătau ăștia, dar a început să se închine înaintea lor. Noi avem alți Dumnezei în propria noastră viață. Banii, întreb în această seară din nou, pot să fie Dumnezei străini? Știți de ce ne-a lăsat Dumnezeu bani în lumea asta? Euro, dolar, lei, lire sterline și așa mai departe. Știți de ce? Dumnezeu i-a lăsat ca necesitate. Omul, ca să supraviețuiască, are nevoie de bani. Noi avem nevoie în portofelul nostru de bani. Știți ce au făcut mulți oameni? Din necesitatea banilor au făcut scop. Și atunci când faci scop din valută, din banii tăi, atunci ei devin idol, fiindcă iubești. Și cineva a zis la un moment dat, nu mă tem de un om care are un miliard într-un cont, cât mă tem de un om care are 10 lei în propria inimă.
Pentru că banii aceia din inimă iubește, ține la ei și nu se poate dezlipi. Adevărul e următorul, lasă banii să fie necesitate. Când ai făcut scop din ei, asta se numește iubire de bani și asta înseamnă idolatrie. Dumnezeu străin, întreb altceva, munca, păi cum să nu muncești? Nu? Ca să supraviețuiești, să existi. Fiecare dintre noi, de la o anumită vârstă, suntem responsabili să ne câștigăm existența. Dumneavoastră munciți, Domnul să vă binecuvintez, să vă dea spor în munca dumneavoastră. Dar ascultați-mă bine în această seară. Munca, la un moment dat, spun direct, poate să fie Dumnezeu străin și idol. Știți când? Atunci când nu mai muncim pentru a supraviețui și trăim toată viața pentru a munci. Am auzit mai zilele trecute pe cineva și că s-au întâlnit doi vecini și au zis, ce mai faci, mă, vecine? Păi ce să fac, destul de bine. Zice, cum mă mai duci cu muncă? Zice, o, slavă Domnului, mi-a dat Domnul atâta de muncit că nici la biserică nu mai ajung. Oameni care au două, trei joburi, muncesc de dimineața, se întorc seara târziu acasă. Pentru ei nu mai contează că e biserică marța sau joia seara. Nu ajung nici duminica dimineața la timp, că ei sâmbătă seara ajung la ora 12-1 noapte acasă cu problemele în propriile lor minți și nu și le-au rezolvat și sunt frământați. Nici somn nu au peste noapte. Ascultă-mă în această seară, când trăiești pentru a munci și nu muncești pentru a trăi, munca aceea devine idol și jobul acela al tău poți să te influențeze, să te depați încet, încet de Dumnezeu. Am să te întreb altceva în această seară. Sportul. Sunt aici tineri care fac sport. Poate să devină la un moment dat idol. Eu cred ceva și o să amintesc din toată inima. Când abuzăm de vizionarea, indiferent a cărui sport sau de practicarea lui în exces, acela devine idol pentru noi. N-am fost niciodată de acord cu performanța și competiția. Dumnezeu nu vrea să intrăm noi în competiție, indiferent de ce nivel. Dumnezeu vrea să trăim în armonie. Nu vedeți că sunt oameni prieteni și pe teren sunt competiți, sunt stare să-i atace piciorul celuilalt, numai să nu primească echipa lui gol. Știi de ce? Să nu fie înfrânt și își dă viața acolo. Dacă în sensul acesta ar trăi pentru Dumnezeu, plin de pasiune, ar fi altceva. Dar vreau să spun ceva în această seară. Nimeni nu spune să nu ieși, să recreezi la un moment dat, să te miști. Că nu spune nimeni să stai în birou pe un scaun 10 sau 12 ore în fiecare zi. Dar când practici din exces lucrul acesta, mă tem că el devine idol, înlocuiește pe Dumnezeu și nu mai e prioritar Dumnezeu în viața ta și în viața mea, dacă fac astfel de lucruri. Am fost ani de zile și trebuie să spun în seara aceasta, pasionat de sportul acesta rege de fotbal. Sâmbăta, echipa Unirea Alba Iulia din orașul nostru era atunci în divizia B și sâmbăta la ora 11 luam căștile de la radio, le introduceam în urechi și ascultam două ore meciul de fotbal. Seara, pe la ora 5, începea prima divizie națională a noastră, din nou cu radio ascultam meci, neavând televizor în casă, găseam eu momente potrivite seara pe la ora 9 sau mai târziu când începea câte un meci de fotbal din străinătate sau chiar din campionatul nostru să mă duc să-l vizionez. Știți și dumneavoastră bine că meciuri există și duminica. Veneam la biserică, stăteam când stăteam și mă duceam la meci. Sau uneori veneam de la meci la biserică. Ce să te bucur de Domn? Că viața mea era într-o continuă mișcare în sensul acesta. Weekend de weekend, fotbal, fotbal, fotbal. Sportul acesta mi-a măcinat mintea și viața. La un moment dat am luat o notă la capacitate ca să pot să intru la cel mai bun liceu din oraș, chiar dacă nu în primele clase. Și mintea mea a fost atât de slabă în momentele acelea că nu m-am dus decât la profesională. Mai târziu m-am trezit că trebuie să fac și eu liceu și apoi facultatea. Știți de ce? Pentru mine conta un singur lucru. Sportul rece. Și Dumnezeu mi-a schimbat orizontul acesta într-o zi și m-a făcut să înțeleg practicarea în exces, chiar și vizionarea unor astfel de lucruri, este un idol și îl înlocuiește pe Dumnezeu. Eu am văzut în viața mea, Dumnezeu a fost înlocuit de multe ori și trebuie să o recunosc sincer în seara asta și mulțumesc Lui că m-a ajutat să mă pocăiesc. Apoi, să știți pântecul, pântecul acesta al nostru poate să fie un idol. Unii spune Pavel în Filip despre ei că din pântecul lor au făcut Dumnezeu. Vreau să spun ceva, sunt oameni care trăiesc pentru a mânca și nu mănâncă pentru a trăi.
Mă zice, lasă că am bani, astăzi într-un restaurant, mâine în altul, apoi aduc bine ca să gătească nevasta acasă sau mai știu eu cine, mama, și să fie mâncare bună și ei trăiesc numai ca să mănânci. Oare ne mai punem noi din când în când pe cântar să vedem cum suntem? Vreau să spun ceva în această seară, să nu se simtă unii altfel aici. Sunt oameni cărora Dumnezeu așa a îngăduit kilogramele pe care le au, le au că așa a îngăduit Dumnezeu. Dar vreau să spun altceva în această seară. Dacă noi nu suntem în stare să postim cel puțin o zi pe săptămână, e o mare problemă cu viața noastră. Ne-a plăcut ceva și trebuie să spun, nu e o laudă. În firma în care lucrăm, fratele nostru Paul și împreună cu noi, cei pocăiți din firma aceasta, am hotărât ceva. Dacă vrei să te binecuvinteze Dumnezeu, am zis, în fiecare zi din săptămână, de lunea până sâmbătă, vrem să postim de dimineața până seara și să fie așa un circuit, Dumnezeu așa binecuvintează. N-am început bine decizia aceasta pentru Dumnezeu și au început să apară rezultat după rezultat. Fratele, martor și tinerii din sală, știți de ce? Oamenii lui Dumnezeu știu și să vină înaintea lui Dumnezeu cu zile de jertfă, de post. Noi nu trăim numai pentru a mânca, noi mâncăm pentru a exista, dar știm să ne oprim la un moment dat și să aducem trupul acesta ca jertfă pe altar pentru Domnul. Ajută-ne, Domnul, pe fiecare din noi. Prietenul, prietena, poți să fie la un moment dat Dumnezeu străin. Acordă timpul de 100% prietenului sau prietene și uită de Dumnezeu. Uită de cântare, uită de rugăciune, uită că trebuie să mai slujești și fii numai în anturajul lui. Să te uiți numai la filme, să citești numai ziarele, să vorbești numai de meci, să te duci numai în mall și să uiți să vii la biserică, să-L cauți pe Domnul. Te poate influența, cum îți spuneam mai devreme, și să devină Dumnezeu străin. Dumnezeu vrea să ai prieteni, iubit ascultător. Dar fă-ți prieteni de nădejde, oameni care să te ajute și să te influențeze, să-L slujești pe Dumnezeu. Știi ce se întâmplă când înlocuim pe Dumnezeu cu altceva? Primul adevăr, aprindem mânia lui Dumnezeu asupra noastră. Auziți ce spune versetul 15? Când omul ăsta și-a dus Dumnezeu străin, zice, atunci Domnul s-a aprins de mânie. Știți cum se traduce în Biblie expresia asta? Atunci Domnul s-a aprins de mânie. Ceva de genul, i-ai dat foc lui Dumnezeu. Înțelegeți expresia asta în limba noastră? Să-i dăm foc, în ghilimele, lui Dumnezeu. Adică s-a prins Domnul de mânie și trebuie să acționez. Există o vorbă de felul acesta, când cineva îl sâcă și îl enervezi pe un anumit om, zice că la un moment dat îi dai foc, adică omul ăsta se aprinde de mânie și explodează. Cam așa ceva s-ar traduce expresia asta în cuvântul Bibliei, când Domnul se aprinde de mânie împotriva oamenilor. Apoi știi ce se întâmplă când înlocuiești pe Dumnezeu cu altceva? Că dăm voie să spun ceva. Dacă ai venit fiecare seară acasă și tatăl tău ar fi mânios și n-ai venit odată să fie bucuros și să te privească într-o stare de bună dispoziție și totdeauna mânios, cum ar fi să intri în casă de fiecare dată și să știi că așa se comportă tatăl tău? Nu-mi pot imagina o seară, o altă seară, o altă seară, să vin acasă și să-L văd pe tata numai supărat. Imaginează-ți că vin prezența lui Dumnezeu și ai idol în propria viață și Dumnezeu i-a prins de mânie împotriva ta. Știi ce se întâmplă atunci când locuiești pe Dumnezeu cu altceva? Ajungem să nu mai luăm seama la ceea ce ne vorbește Dumnezeu. Auziți ce spune versetul 16? Pe când vorbea el, Amația a zis, oare te-am făcut sfernic al împăratului către omul acesta care a venit la el să-i vorbească? Pleacă, pentru ce vrei să fii lovit? Prorocul a plecat zicând, știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească. Dumnezeu a avut mesaj pentru el, prin prorocul acest. Dar el zice, pleacă să nu fii lovit. Știi de ce? Când locuiești pe Dumnezeu cu altceva treptat, nu mai ții seama de ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Îl ignori pur și simplu. Apoi știi ce se întâmplă când locuiești pe Dumnezeu cu altceva? Ajungem să ne bazăm pe noi înșine și să nu ne mai bazăm pe Dumnezeu. Versetul 19. Tu te gândești, a zis omul acesta, că ai bătut pe edomiți și de aceea ți se înalță inima și te mândrești. Că așa a zis și Nebucanețar, privându-se pe acoperișul casei împărătești. Nu e acesta Babilonul pe care l-am construit eu? Avem noi un gen de afirmați. Datorită mie, dacă n-aș fi fost eu, pentru că am intervenit eu, lucrarea s-a realizat prin mine și așa mai departe. Cam așa a făcut și Nebucanețar și omul ăsta s-a mândrit că i-a biruit pe edomiți. Adică nu s-a mai bizuit pe Domnul și a crezut el, datorită mie s-au întâmplat asta.
Și în viața noastră se întâmplă la fel. Când locuim pe Dumnezeu treptat cu altceva, să țineți minte în această seară, ajungem să nu ne mai bazăm pe Dumnezeu și ne bazăm pe noi înșine. Și ascultați ultimul lucru, ce se întâmplă când locuim pe Dumnezeu cu altceva? Ajungem să plătim cu vârf și îndesat. O vorbă numai din poporul nostru, că Dumnezeu te tot rabdă, omule. Dumnezeu tot îngăduie har și răbdare. Dumnezeu îți tot vorbește duminica dimineața și duminica seara. Și dacă vii și peste săptămână, Dumnezeul acesta bun tot îți vorbește și tot îmi vorbește. Și îmi spune: Iosife, uite, și astăzi am comunicat Evanghelia și astăzi am vrut să te ridic din păcatul tău, din starea aceea de robie, și am vrut să-ți comunic ceva ca să-i dai inima în întregime lui Dumnezeu. Și te rabdă Dumnezeu o zi, o săptămână, o lună, trece anul și te rabdă Dumnezeu. Într-o zi se aprinde mânia lui Dumnezeu și a zis prorocul: știu ceva, a hotărât Dumnezeu să te nimicească. Știi ce s-a întâmplat cu omul acesta? Ascultați ce citesc din Biblie în seara aceasta. De când s-a abătut amația de la Domnul, versetul 27, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim și el a fugit la Lachis, dar l-a urmărit la Lachis și l-a omorât. Știți de ce? A știut prorocul ce a știut și a spus adevărul. Știu de azi că ai început să sfidezi cuvântul lui Dumnezeu, hotărârea lui Dumnezeu e fermă, să te nimicească. Aș vrea în această seară să luăm o hotărâre în propria viață. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare. Știți care este cel mai important lucru pe pământul acesta pe care noi locuim? Să aparțină inima noastră în întregime lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de oameni care i-au dat toată inima lui Dumnezeu. Ascultam predica fratelui Pustan când a fost la dumneavoastră aici și a zis: Satana se mulțumește și cu procent. Interesant că pui într-un borcan cu apă pură, pui ceva mizerie acolo și se tulbură apa și nimeni din paharul sau borcanul acela nu mai folosește apa aceea, că nu-i mai bună. Și noi n-avem nevoie să consumăm gunoi. Satana se mulțumește cu procente în viața noastră. El e mulțumit cu 10%, să-i dăm lui și 90% lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea totul în ce privește inima noastră. N-ai vrea din această seară să-i spui Domnului: îmi pare rău că am umblat pe cărările vieți. Numai eu îmi știu trecutul, viața și propriile păcate. Dumnezeu te poate ierta, iubit ascultător, în seara asta. Te-a chemat Domnul să-ți vorbească din nou. Vrea să aparțină inima ta lui Dumnezeu. Dacă pleci din nou din seara asta de aici, de la părtășie, fără Domnul în inimă, fără cuvântul Lui, întorci din nou spatele lui Dumnezeu, s-ar putea să te urmărească și pe tine Domnul. Să vină ziua în care Dumnezeu să nu mai aibă răbdare cu tine. Dar ascultă-mă bine în această seară. Dumnezeu încă te iubește. Dumnezeu încă vrea să-ți fie prieten aproape. Dumnezeu vrea să te ierți. Dumnezeu te urmărește acolo unde ești în seara asta, la balcon sau în sală. E Dumnezeu atent asupra ta. Știe ce e în mintea ta acum. Și aici. Și te cheamă Domnul să-ți mărturisești păcatele și să faci ceva, să spui: Doamne, ajută-mă din seara asta să-mi păzesc inima. Ajută-mă din seara asta să-ți dau toată inima ta, toată inima mea ție. Cel mai important lucru pe planeta asta e următorul: să aparțină inima noastră în întregime lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm în sensul acesta. Doamne, stăm înaintea ta în seara aceasta.